Aveți un centru de îngrijire a copii foarte frumos aici în localitatea Vărăști. Mă miram că mai sunt copii. Da, sunt. Da. De când funcționează? De anul trecut, din mai. Mai precis, după 13-14 mai s-a dat în folosință și acolo, în cadrul acestui centru de copii, sunt 15 copii, cum am zis, cu o situație materială nu tot mai bună, părinții cu un salariu mic sau deloc, așa, și atât copiii care sunt mai puțin deficienți în învățătură, adică nu sunt chiar pregătiți. Deci ei vin aici la noi la centru. Ce vârste au copiii? Între 6 ani și 12 ani. Da. Spuneți că sunt cadre didactice, da, care au grijă și... Da. Noi educatoarele specializate, psiholog. Da, psiholog și domnul asistent social, de asta lucrăm foarte bine cu domnul consiliul primar, cu domnul primar, ne-a dat foarte mult ajutor, ne-a oferit totul la dispoziție și asistent socială și tot ce am avut nevoie. Iarăși noi ca educatoare am știut să ne structurăm, să ne împărțim pe categorii de grupă, de vârstă, de vârstă și de grupă. Da. Cei de 6-7 ani, eu 7-9 și mai departe 9-12 ani, ca să putem să după ce ați preluat dumneavoastră, ați constatat la copii o îmbunătățire? Da. În primul rând, majoritatea au avut nu tocmai un limbaj cât de cât... Da. Deci le-ați format un limbaj coerent și corect. Așa, lipsuri la citit, la exprimare, s-au văzut îmbunătățire și foarte mult s-au bucurat de activitatea aceasta de după teme, extrașcurală, recreativă. Deci noi le punem foarte mult pe tavă, cum ar veni activități extra care le fac la școală, un lucru manual diferit față de ce au ei acolo. Am înțeles. Deci asta este după ce termină orele de școală, vin acolo, spuneți că mănâncă ceva, Este un meniu pe baza unui necesar de calorii, în funcție de necesitățile copilului. Asta a fost și ideea copiilor cu situație materială mai puțin. Așa și deci sunt foarte încântați. Și părinții bănuiesc la fel. Profesorii, din partea profesorilor. Da, s-au cunoscut și ajutor. S-au văzut. Da. Ce vreau să zic, că anul ăsta mai sunt copii care o să vină. Da, și deci o să mai renunțăm într-o bună parte la cei care cresc în vârstă de la 12 ani în sus și o să preluăm cei mai mici, iar la fel de la 6 ani. O să mai preluăm copiii. Da, da. Câți copii sunt în comună, la nivel de comună, știți, care au probleme de... Vă dați seama, ar fi mult mai mulți. Da. Dar nu putem să-i cuprindem pe toți. Deci nu putem. Da. Sponsorizarea pentru îngrijirea copiilor, pentru hrana lor, dăm de bine. Totul vine din partea mea. Da. Consiliul județean și consiliul local. Da. Am înțeles. Da. Ca de altfel bănuiesc și salariile dumneavoastră. Da, bineînțeles. Vă dați seama. Această locație a fost făcută prin fonduri europene. Da, prin fonduri europene. Da. Și care, nu știu, asigură. Și protecția copilului și care asigură, bănuiesc, o asistență juridică și ce... Da, spuneți dumneavoastră, deci, pe o perioadă mai... Pe o perioadă mai lungă. Da, undeva mai lungă, până să intră în avir. Da. Este necesar, după părerea dumneavoastră, ca în localitate să fie făcut un centru de îngrijire și bătrâni? Da, deci chiar i-am sugerat această idee domnului primar, având în vedere că este foarte multă populație cu bătrânită și care au probleme și, de ajutor. Știți care a fost ghiciul, așa, în ghilimele? Am avut un nene care trecea pe acolo prin jurul centrului și zice ce bine era să fi venit să mănânc și eu o masă caldă aici. Aș fi vrut să fie aici un cămin. Da, și pentru azi de bătrân, cum zic bătrânii. Da. Și noi am zis, ar fi o idee bună, n-ar fi o idee rea. Da. Ar fi puțin mai complicat ca să... niște nu știu ce să zic cât de complicat ar fi, având în vedere că domnul primar este destul de...
Da, dar nu depinde totul de dumneavoastră, da. Și fondurile europene nu se obțin așa ușor. Corect. Și, da, da. Majoritatea localităților din județul nostru trec prin această problemă, ca o populație îmbătrânită și au nevoie de un centru de asistență socială pentru bătrâni. Vă rog să vă prezentați. Durlă Pamela, sunt educator specializat și domeniul asistență pedagogică. Mulțumim frumos și succes! Mulțumesc și eu și dumneavoastră!